Prezenți 20 de consilieri, pe total 21. Supun la vot ordinea de zi, 18 proiecte plus 7 suplimentare. Am o problemă. Spuneți, domnule. Foarte multe proiecte suplimentare pe care le-am primit astăzi și în numele grupului PSD aș dori ori parcurs din partea 18, normal, și o pauză de 10 minute ca să discutăm și noi despre aceste proiecte, să le citim, că nici am avut timp să le citim. Sunt probleme foarte importante atât pentru municipiul Roman, înțeleg, dar să le discutăm ca să putem vota în cunoștință de cauză. Eu vă propun așa, să puneți la vot ordinea în zi cu cele suplimentare, în momentul în care le finalizăm pe cele 18, luăm o pauză de 10 minute, le citim și după aia, da? Da. Deci, supunem la vot 25 de proiecte. Cine este pentru? Împotrivă? Abținând. Să supunem la vot procesul verbal din data de 30.08.2007. Cine este pentru? Împotrivă? Abținând. Procesul verbal din data de 08.09.2007, prin la ședința extraordinară. Cine este pentru? Împotrivă. Și procesul verbal din 22.09 la ședința extraordinară. Cine este pentru? Împotrivă. Abținând. Proiectul numărul 1, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare ale serviciilor sociale, centrul de îngrijire de zi pentru copii aflați în situații de risc, Casa Copilului, și centrul de zi pentru copii antepreșcolari aflați în situații de risc, Casa Futurașilor. Rog avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținem la vot. Proiectul numărul 2, privind aprobarea contractului colectiv de muncă al persoanelor contractual din cadrul Direcției Asistență Socială Roma. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică, Locală, Sport și Turism? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Judice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținem la vot. Proiectul numărul 3, privind modificarea HCR numărul 37 din 02.03.2016, privind aprobarea regulamentului de acordare a ajutorilor de urgență. Avizul Comisiei Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Judice. Aviz favorabil. Discuții? Spune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Proiectul numărul 4, privind aprobarea dezmembrării și alipirii unor teren. Avizul Comisiei Urbanistă. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Judice. Aviz favorabil. Discuții? Spuneți-vă, consilier. Problema asta cu dezmembrarea și unor terenuri și alipirea. Aș dori și eu să întreb pe doamna arhitect, șef, de ce nu vinde sau concesionăm după aia terenul sau îl închiriem pe parcele. Facem noi comandarea pe banii noștri a primăriei Roman când va să-și facă noul proprietar. Că punctul 4 e strâns legat cu punctul 8. În același acest teren o să ajungă la cineva. Avem obligații noi ca să-i... Eu am văzut și la proiecte europene, se ducea cu 3-4 numere cadastrale. Și acum, ca să-i dăm dudului sau domnului respectiv, să facem noi comasare. Vă spun de ce. Pentru că dacă am vinde mai multe parcelințe, ar trebui să facem mai multe rapoarte de evaluare. Și e greu. Și evaluările, cost. Nu neapărat e greu, evaluările înseamnă costuri. Și atunci plătim o singură dată actul notarial și facem un singur raport de evaluare. Plătit cumpărătorul. Dar un act notarial de dezmembrare este sumă fixă. La fel și alipirea. Nu știu care
E problema economică a primăriei aici, dar în fine. Asta e cost, ca să e o problemă de cost. Problemă de costuri care nu are. Dar suntem... Alte discuții mai sunt? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Două. Proiectul numărul 5, privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, unui suprafețe de teren. Avizul Comisiei Urbanist? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul numărul 6, privind... Mă secundă, vă opresc că am primit o solicitare din partea celui care dorea să cumpere acest imobil, dorește să renunțe la această intenție, drept pentru care voi retrage pe ordinea de zi acest proiect. 6. S-a aprobat ordinea de zi. Aveți la subvenție. E bine, atunci, dacă s-a retras 6, ce suma aia de 10.000 de euro? Era evaluarea. Păi am văzut evaluarea, de 10.000 de euro. Adică mi s-a părut totuși cât e metru pătrat. Îți s-o zice, 4, e casă, e 2, ori, din zona de așa. 3 luată și zona, dar oricum, solicitantul nu mai dorește. Nu mai are rost. Da. Proiectul numărul 7, privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman. Avizul Comisiei Urbanism? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Spune. Aș dori și eu, dacă se poate, ca domnul evaluator Stegere Romică, să-l avem și noi aici, în sală, când are probleme, că plătim acest evaluator care i-a auditat, nu spune nimeni nimic. Să mai punem și noi pe întrebare, să-l cunoaștem, pentru că, vedeți că sunt unele terenuri care sunt la 42 urmează de euro metru pătrat, altul de 82, și la una zona, asta e valabil în condițiile în care o să discutăm de vânzări sau ce e... Avem. Da, da. La inventar, la inventar sunt obligat să trece valoarea din grila notarială. La inventar e altceva. Asta am vrut să vă atrag atenția că e ceva diferit. Și aia e din 2011. E grila lor. Da, dar să luăm foarte simplu, putem observa cum se fac vânzările în municipiul Roman teren. Acolo arbore. În fi, sunt zone destul de centrale care sunt duble unele față de altele. Și ar fi bine, poți să ajungem la alt punct. Discutăm la moment. Da. Aici sunt, conform legii, cele din grilele notariale. Numai de 2011, asta e păcat. Aici, când o să actualizeze camera notarilor, se actualizăm și noi. Supun eu la vot dacă nu mai sunt discuții. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect numărul 8, privind aprobarea concesionării unor terenuri. Aici aș dori să le luăm pe rând. Dacă sunt probleme. Sunt probleme, da? Nu, că noi avem un aviz favorabil din comisie, doar în tabelul 1 la punctul 2. În loc de 7 metri de cele, îi dăm 4 pentru că mergem doar pe proiecția balconului de deasupra. Pentru că mai mult. Dacă fiți favorabil în rest la toate. Din comisie. Dacă vreți să luați la toate. Nu, da. Atunci luați una. Nu câte una. Da. Sunt probleme. Pentru fiecare. Aprobă arbore 7.20. La închirie, nu la primele... Păi nu, hai să le luăm. Să le luăm pe fiecare. Aprobă arbore 7.20. Aveți comisii jurnaliți, urbanism? Favorabil, da. Comisia juridică? Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Bradului 1 cu 1. Toți balconii de proiect. Da, aici era amendamentul. Era 4 metri în loc de 7 cât o cerut. Ei se dă doar proiecția. Supunem la vot. Cine este pentru? Amendamentul de 4 metri. Nordului numărul 3. Avizul comisiei? Aviz favorabil. Comisia juridică? Aviz favorabil.
Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Și cu închidere. Cu zavodă 6B. Avizul Comisiei Urbanist? Aviz favorabil. Comisia Judiciară? Supunem la vot. Cred că e o eroare materială. O să ne zică doamna și doamna președinte. Păi vedeți că acolo în tabelă se zice 0,5, 10 lei pe an. Și dincolo la, și la raportul de evaluare, iar dincolo e 3 euro metru pătrat, că este o hotărâre a Consiliului Local cu tarife și taxe din 2016. Dincolo scrie că e 3 euro. Doar 0,50. V-a citat la punctul care este închiriere cu construcții, este 0,06 pe an. Noi am majorat valoarea. 3 euro este pentru domeniul public. Noi discutăm aici de domeniul privat al municipiului. Bine, bine, dar uitați-vă că tot dumneavoastră este raport de evaluare și a comisiei, scrie că e 3 euro la închiriere. Adică ai 0,5 euro. Dar care închiriere? Da, noi nu suntem acum la punctul 8, închiriere, tabelul 2. Da. Da. Și acolo scrie 0,5. Da. Luați raportul comisiei de specialitate și raportul de evaluare. Dar nu avem raport de evaluare acolo, domnul. Cum să nu, doamne? Nu ai. Taxa asta este când se stabilesc taxul și impozitul locale. Deci 3 euro este la concesiuni, la terenuri concesionate pentru realizarea balcoanelor. În studiul de oportunitate. Studiile de oportunitate s-au făcut numai pentru concesiuni. Și la închirieri, întotdeauna e ca ascunde că... Nu, întotdeauna e mai mult. 0,5 pe an? E 0,05 pe an. Păi da, uitați-vă cum se... Deci e 0,06, noi l-am pus 0,50. Deci am pus mai mult. Chiar din 10 pe an. Deci nu e eroare, mă, de... Nu. Deci când am aprobat întotdeauna taxele și impozitele locale, astea sunt tarife. Dacă o să vreți, când aprobăm în proxima ședință taxele și impozitele, le puteți majora. Le putem majora în proxima ședință, da. Pentru anul viitor. Deci dacă o să doriți să majorați taxele și impozitele locale, nu e o problemă. Discuții dacă mai sunt. Deci vă așteptăm cu amendament la taxele și impozitele locale să majorăm taxele. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Abțineri, domnul Păcoare. Alea Revoluției, numărul 8. Aviz Comisiei Urbanist? Aviz favorabil. Comisia Juridică? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect numărul 9. Aprobarea vânzării unor imobile. Avizul Comisiei Urbanist? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Dacă nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Numărul 10. Privind aprobarea cumpărării unor imobile. Avizul Comisiei Buget, Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Urbanist? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Noi am dat doamnei Munteanu, primăria, Consiliul Local, un teren, datorită, eu știu ce moștenire, ce a avut dumneavoastră acolo. Și, într-adevăr, are o lățime de 3 metri, 90 de metri pătrat, n-are ce să facă cu ea. Acolo am fost și eu să văd care e situația. Stau 6 mașini de la blocul de vis-a-vis, care o parcare. Acum noi ce facem? Îndreptăm o eroare pentru cel om ca să facem parcare? Păi m-am uitat câte mașini intră acolo și cum se poate? Păi nici în 40 de ani nu scoatem investiția asta ca să dăm 80 sau de euro fără TVA.
să-i dăm 9.000, 10.000 de euro doamnei respective. Îndreptăm o eroare care am făcut-o, facem o faptă caritabilă, că economic, avem, pardon, mi se pare ceva... Deci, fie vorba de o vânzare la o persoană fizică, nu presupune TVA, în primul rând. No, asta e ilal, atâta cost în fără TVA. Fără TVA. Deci, nu se va plăti, da, nu se va plăti TVA, nu se va pune problema. Acolo e într-adevăr o proprietate privată, care în momentul de față, așa cum spuneți dumneavoastră, servește ca parcarea pentru mașini, dar cu consimțământul proprietarului. Acel proprietar a fost pus în posesie ca urmare a retrocedării, deci nu Consiliul Local sau altceva, ci a fost o retrocedare pe calea unei sentințe judecătorești. Și pe care nu o poate folosi. Și pe care nu o poate folosi. Nu se poate folosi. Noi am, în același timp, cetățenii care parchează acolo mașinile, solicită și parcare așa cum au ceilalți. Noi ne putem investi pe o proprietate privată, soluția pe care noi v-am propus-o dumneavoastră a fost aceasta a cumpărării. Știți foarte bine că în zonă noi am vândut terenuri la prețuri similare, drept pentru care în ceea ce privește oportunitatea acestui proiect este strict a dumneavoastră, dar trebuie să ne gândim și la cetățenii de acolo din zonă, ca să aibă locuri unde să își parcheze mașinile și noi să putem să le amenajăm o parcare așa cum trebuie. E redevență femeie. Da, dar ea nu va putea, nu va asfalta niciodată acea zonă. Da, și acum, acolo ați văzut, dacă ați fost la fața locului, știu cum se poate bine și zona, tot timpul, când plouă, când se iese din casa stăreață, sunt niște anomalii ale instanțelor judecătorești care au retrocedat aceste bucățele de pământ. Noi propunem o soluție pentru rezolvarea problemelor unor cetățeni. E o gestalitate la atâta toți, pentru recuperarea acestor bani. Nu mai duc trei, nici tu ca să... Poate să le spun. Da. Da, mi-a ajut. Să mă aștept. Da. Discuție dacă mai sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Nu vot împotrivă. Abține? Abține. Proiectul numărul 11 privind aprobarea efectuării unor schimburi de teren. Avizul Comisiei Urbanist? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Vreau să întreb doar atât. Facem schimb, am văzut cele două terenuri, m-am interesat și cel care ne dă și vrea să ducă în vizabilitate la blocul următor. O casă de pariuri, nu știu ce. Problema, noi facem ceva pe terenul care îl trimit la schimb? Aveți, adică fac un schimb. Avem un proiect, ne-am gândit, facem ceva acolo. Acolo e spațiu verde și vom putea să-l amenajăm. E aceeași discuție. O proprietate privată, o retrocedare. Da. Unde nu va putea interveni niciodată. Adică facem un spațiu verde. Spațiu verde, da. Nu construcții, nu nimic. Nu, exclus. Bine. Mai ales având în vedere și zona în care este, cu siguranță. Bine. Domnul. Așa. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul numărul 12 privind solicitarea unei contestații. Avizul Comisiei Urbanist? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Vreau și eu să spun o întrebare. Am dus acolo, am văzut și deci, am văzut și pe unde se intră. Omul are o evaluare cam la jumătate față de evaluatorul nostru. Acolo se dă cu 82 pe euro metru pătrat. De teren. Da. De teren de construcție. Acum mă gândesc în felul următor. N-am putea negocia cu omul. Băi, nu.
9.000 de euro, cât am zis evaluatorul nostru. Până la 5-6.000, nu 4.000, cât are el. Pentru că intri prin magazinul omului, prin curtea omului, da? Noi, ca să luăm beciul ăla, să-l folosim vreodată, nu poți să ieși din, să strici temelia blocului. Că nu-ți va da niciun inspector de la rezistență, de la structuri, voie. Deci nu-l vom folosi absolut niciodată. Deci îi dăm terenul, plătim ăsta, doamna asta, 9.000 de euro, pe terenul respectiv care nu o să ai niciodată niciun beneficiu, iar aici îi respingem contestația. Dom'le, poate prea mult, mă gândesc, să mai negocieze între primăria Romanu și cu proprietarul de acolo, că numai el poate intra în beciul ăla. Da. Dacă vă aduceți aminte, în trecut am mai avut o solicitare similară în zona Mihai Viteazu, Bulevardul Roman Mușat. Părerea mea că putem crea un precedent periculos. În sensul în care la fiecare evaluare pe care o face cineva, vine solicitantul cu o altă evaluare și atunci, părerea mea, e că se poate crea un precedent periculos. Ceea ce spuneți dumneavoastră legat de o eventuală negociere între primărie, asta este exclus. Atributul exclusiv al stabilirii prețurilor de vânzare este a Consiliului Local în baza rapoartelor de evaluare efectuate de un evaluator acreditat și care are acreditare de la ANEVAR. Sigur că, de asemenea, stă în decizia noastră dacă să soluționăm favorabil sau nu această contestație, însă eu zic să fim atenți la precedentele pe care le putem crea. Ai dreptate, Luțian. Dar mă gândesc că o să rămână în spațiul ăsta, în continuare, și peste 10 ani tot la fel. Deci primăria poate fi închiriat fără nicio problemă. Cum? Și să intre pe la mine din casă? Nu, poate fi închiriat de el. Și poate ține în folosit. Altcineva nu. Adică nu îl putem da la altă persoană. Asta e clar. Da. Sau juridică. Da. Că n-ai cum să intri în... Deci raționamentul este acesta al precedentului periculos. Da. Până la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci abțineri. Proiectul numărul 13. Privind aprobarea protocolului de colaborare dintre UAT, Municipiul Roman și Asociația O Șansă pentru Fiecare. Avizul Comisiei Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Da. Proiectul numărul 14, privind aprobarea figurilor unor cheltuieli cu bugetul local. Avizul Comisiei Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Dacă nu, să spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 15, privind modificarea HCL 254/2016, privind aprobarea funcțiilor publice a organigramii a statului de funcție pentru aparatul de specialitate și serviciile publice subordonate. Avizul Comisiei Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Dacă nu, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul numărul 16, privind vânzarea unui autoturism. Avizul Comisiei Buget? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Chiar nu aș adresa de deputuție. Nu l-aș dar la ce ține. Ce-ți fac? E un autoturism foarte vechi, consumă foarte mult, întreținerea costă foarte mult. Nu e una din asta care... Nu, e eleganța aia vechi. Mașină din 2000. Nu, e, dacă era altceva, n-am mai dat. E eleganța aia pe echipă, din 2000. Mașină de 80 de ani.
au nevoie. Știu, dar... Vine la generație, dă-i drumul la astea. Știu, dar nu spuneți. Dar se vedează lumea la unul de la... Numai eu știu cu efortul. Știu și că asta m-a mirat că... Nu, nu, nu. Nu se pretează. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Legi numărul 17, privind rectificarea bugetului local, a bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții și listele de investiții finanțate din bugetul dezvoltare ca în 2017. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil cu o completare a anexei 2. Se adaugă capitolul 67.50.00, alte servicii în domeniul culturii, creierii și religiei. E vorba de un transfer din trimestru 4 în trimestru 3, o diminuare de 4.70 de mii și o suplimentare pe 3.70 de mii. E vorba de cheltuielile noastre. Aviz Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt aici? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiect numărul 18 privind aprobarea vânzării unor autospeciale. Avizul Comisiei Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt aici. Dacă nu, spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Facem o pauză de 10 minute pentru analiza proiectului comunitar. Privind modificarea HCD numărul 18 din 14.02.2008, privind aprobarea normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local. Avizul Comisiei Administrației Publică Locală Sport. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Proiectul numărul 20. Privind aprobarea listei din obiectivele de investiții ce se vor finanța din împrumut. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Domnule, adică eu sunt scepticul de pe lista de investiții aprobată de... Asta e procedura. Prima dată investiții, deci după aprobarea nu poți să o opresc, să nu le dăm potriva investițiilor în municipiul roman. Deci ne bucurăm să suntem de aproape investiții. De tot timpul. Tot timpul am fost pentru investiții. Am să vă rog să rămâneți la da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 21. Privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 48.300.000 lei pentru realizarea unor investiții publice de interes local. Avizul Comisiei Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt lucruri cumva. Primar Lucian Negru. De acord. Avem nevoie de dezvoltare, pentru că anul acesta am aprobat în martie cu 1.000.000 de euro la dezvoltare și la investiții în municipiul Roman, ca unii 20% mărirea la funcționarii publici. De luna viitoare, noua organigramă care a sărit în sus. Legea unitară salariilor. Unitară salariilor, oricum. Așa, dar eu le recunoaște. Problema este, aproape să-ți pun o întrebare acum, în mod foarte serios. Avem nevoie de banii ăștia pentru investiții, că nu avem cu ce ne dezvolta. Altfel stagnăm sau regresăm. Costurile care sunt, domn primar? Crește, vor exploda taxele și impozitele? Că noi trebuie să rambursăm aceste... Da. Am să vă răspund imediat. După cum bine știți, în anul 2007 a mai fost făcut un împrumut de 4 milioane de euro, care ajunge la carență în anul 2019. În momentul de față, gradul de îndatorare al primăriei municipiului Roman este undeva în jur de 10% maxim. Prin contractarea acestui împrumut, ajungem undeva în perioada cea mai aglomerată a rambursărilor,
undeva în jur de 15% maxim, 14,7%, față de un maxim de 30% care este permis prin lege. Ulterior, în 2026, se mai finalizează un împrumut contractat de la Agenția de Administrare Fiscală, de la Ministerul de Finanțe, credit luat pentru finalizarea corpului B și, de asemenea, în 2028 se finalizează și celălalt de 7.500.000, care a fost luat în anul 2013. Deci, pentru care, ca și grad de îndatorare, suntem foarte, foarte regulă și credem noi că și prin lista de obiective prin care am propus-o, rezultată și în, urmele, și în urma discuțiilor pe care le-am avut, în urma dezbaterilor publice și a întâlnirilor cu cetățenii, zicem noi că acoperim problemele cele mai importante de dezvoltare pentru această etapă a primăriei municipiului Roman, ceea ce înseamnă la nivelul municipiului Roman și mai mult decât atât, tot aici avem și cofinanțările la proiectele europene care urmează a fi depuse și profit și de ocazie să vă informez că luni vom mai avea o ședință de îndată pentru aprobarea celor două proiecte cu finanțare europeană, e vorba de Creșa Smerodava și Centrul Cultural Multifuncțional Uire. Noi vom mai avea pe noi stării băgați pe toți în proiecte. Nu aveți cofinanțare. Vom avea pentru cofinanțare. Dacă vom avea resurse financiare și în urma sentinței judecătorești se va demonstra că am avut dreptate cu finanțarea la celibitate și va intra cu finanțarea la Uniunea Europeană, atunci acești bani vom putea canaliza pe alte obiective de investiții pe care le vom putea discuta împreună. Înseamnă și punctul 10 și 11 cu cofinanțări. Acolo sunt cofinanțări, sunt valorile nerambursabile, sunt valorile care nu pot fi finanțate din fonduri europeane. Pentru că sunt cheltuielile deductibile, noi pe axa de finanțare pe care depunem, e vorba de reabilitarea clădirilor publice, ceea ce înseamnă anveloparea termică, reabilitarea termică a acestei clădiri, plus ceea ce înseamnă rețelele interioare. Deci este exclus dubla finanțare. E exclus obligatoriu. Deci astea sunt în afara posibilităților de finanțare de la Uniunea Europeană. Ele sunt, cele două sunt ca și cofinanțări. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Proiectul numărul 22, privind modificarea HL 259 din 2016, privind aprobarea organigramei, situației posturilor și statelor de funcții și de personal ale Spitalului Municipal de Urgență Roman. Avizul Comisiei Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiectul numărul 23, privind modificarea HD 219 din 18-12-2015, privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman. Avizul Comisiei Buget Finanțe? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Proiectul numărul 24, privind aprobarea acordului de colaborare dintre municipiul Roman și Clubul Sportiv Municipal Roman pentru realizarea târgului Magia Toamnei, în perioada 12-15 octombrie 2017, în piața Roman Vodă. Avizul Comisiei Cultură, Culte, Sănătate și Învățământ și Tineret? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt. Vreau să-l întreb pe domnul primar. În stânga la municipiul Roman semnează șef de achiziții ai local, iar în dreapta la CSM, compartiment juridic, achiziții, Lidia Băcaru, nu? Da, un compartiment juridic. Nu, e sosul. Da, compartiment. Alța mea. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 25, privind completarea HCR 89 din 2007, privind punerea la dispoziție proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în perioada 2014-2020, a credelor pentru construcția, modernizarea
reabilitarea obiectivelor din municipiul Roman. Avizul Comisiei Urbanist? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții dacă sunt? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Vă mulțumim. Vă mulțumim. Mai băiați? Bun.